Fenomenul fake news, așa cum este el cunoscut astăzi, este un fenomen foarte vechi. Practic, dacă oricine citește Biblia sau Coranul, vede că este plin de fake news-uri, le-am numit noi astăzi. În anul 2015, cuvântul anului a fost cuvântul post-adevăr. Și post-adevărul înseamnă acel concept în care credința în ceva este mai important decât realitatea. Aleg să cred în X, chiar dacă știu că, de exemplu, teoria gravitațională este perfect adevărată. Acest post-adevăr face ca multe din credințele noastre să se transforme în credințe absolute și să nu mai poată să fie în niciun fel puse la îndoială, ba mai mult să încercăm să să-i forțăm pe ceilalți să creadă ceea ce spunem noi, chiar dacă în realitate aceste lucruri nu sunt adevărate. Astfel ajungem în situații absurde în care începem să predicăm lucruri care chiar și pentru noi par mai mult decât ciudate și absurde. Fake news-ul a devenit un fenomen general, iar multe din democrațiile de astăzi se lovesc tot mai mult de această incapacitate de a mai înțelege adevărul și de aici fără chiar nici să nu mai poată spune. De aici dacă apare una din cele mai importante drame ale fake news-ului, pentru că în bună măsură acest tip de nou adevăr face ca lucruri care au fost cunoscute de mii de ani ca fiind adevărate să fie puse permanent la îndoială și în spațiu politic în special, ceea ce până de curând era binele să se transforme în rău, iar ceea ce era rău să fie considerat într-un fel sau un altul ca fiind acceptabil. Vedeți astăzi că apariția inteligenței artificiale permite practic ca persoane să poată să spună lucruri sau chiar să pară că spun lucruri pe care nu le-au gândit niciodată. Ca elemente care sunt evident false să fie transformate cu ajutorul calculatorului ca într-un fel de film science fiction, astfel încât să pară adevărate. Și încet, încet, virtualul, realitatea virtuală, tinde să înlocuiască realitatea reală. Ori ăsta este dorința celor care promovează și construiesc fake news-ul. Fake news-urile sunt construite în special pentru a demonta niște credințe politice și câteodată și credințe religioase. Demontează credințe politice prin această ambivalență, în primul rând morală și apoi de credință, demontându-le capacitatea de a fi înțelese într-un bine și rău, devenind relative și odată ce au devenit relative, să nu mai aibă niciun fel de importanță. Fake news-urile au permis apariția Brexit-ului și practic micșorarea Uniunii Europene și probabil vor avea un efect foarte puternic în alegerile din 2024 la nivelul întregii lumii.